Dragă Alexandru, cu ce vă ocupați în Chișinău înainte de a pleca? Nu mă ocupam cu muzica, eram profesor la Academie de Muzică. Activam mai mult cu colectivi artistici, de fapt mai mult cu ultimii ani eram muzician invitat, solist invitat. Și când am plecat în Canada, exact asta și-am făcut. Tot cu muzica am rămas. Și cu țambalul am rămas. Ați avut un scop bine definit, ceva care a fost motivația, care să, adică să mergeți în străinătate? Am avut mare noroc să călătoresc foarte mult când am luat această decizie. Deci eram pregătit și eram sigur deja ceea ce vreau să fac. Și când am primit această invitație să merg în Canada, să emigrez în Canada, deci pentru mine a fost foarte ușor să accept. Și am mers cu gândul să promovez țambalul, muzica noastră, folclorul nostru în Canada. În Canada, să spun așa. Dar de ce anume Canada și nu alte țări? În primul rând, au o politică foarte bună pentru imigranți, deci îi acceptă anume persoane din această zonă, din Europei. Și în afară de asta, chiar am cunoscut pe canadieni, având concerte în lume. Deci, eu am lucrat 2 ani de zile pe un vas de croazieră. Eram solist invitat și am avut, practic, publicul meu vapor, erau americani și canadieni. Și asta, am vorbit foarte mult, mi-a dat seama, 2 ani de zile am lucrat numai cu acest public și mi-am dat seama că sunt... Deci mi-au povestit mult despre Canada și la 2 ani de zile, deci cum a venit această ofertă să plec în Canada, deci deodată n-am mai ezitat, ce am acceptat deodată. Ați început cu pianul, dar acum cântați la țambal. Unde se găsesc rădăcinile acestei pasiuni? Istoria asta a fost așa. Părinții mei au observat că eu și sora mea suntem talentați, deci avem talentul, știu câți ani avem, 5-6 ani, și au hotărât să ne dea la muzică. Dar cel mai bine se recomand să încep să studiez pianul, pentru că este un instrument universal, după care mulți își aleg alt instrument. Eu n-am avut nicio predispunere către țambal sau alt instrument, mai mult a fost, cred eu, alegerea tatălui meu. El a spus, uite, eu cred că ar fi bine ca tu să cânti la țambal. Eu am spus, ok, nicio problemă, cu toate că cam nu am ceas la țambal. Și deci din clasa 3, aproape de la 10 ani, am început să cânt la țambal. Și treptat, pentru că la început n-am avut absolut, nu era nicio fel de pasiune, deci eram obligat, practic, să studiez la țambal. Fiind copil, nu-ți dai seama că trebuie să studiez, uneori poate eram impus de tatăl meu, dar acum nu pare rău. Chiar îi mulțumesc pentru asta și eu cred că am undeva într-un an jumate, poate chiar mai puțin, într-un an de zile, deci am înțeles că trebuie să continuăm cu țambalul. Pentru că eram invitat deja, eram invitat de orchestră, orchestra Speranța. Și în momentul în care dai concerte și ești aplaudat, deci acel sentiment nu poți să-l uiți și mai vrei să se mai repete și am continuat. Sunt adresate concertele dumneavoastră, vorbitorilor de limbă română sau asistă și canadienii? Majoritatea concertelor sunt adresate populației băștinașe, deci canadienii. La care noi invităm și moldoveni sau români, deci vorbitori de limba română. Dar majoritatea sunt concerturi organizate de canadieni, deci nu de diasporă. Foarte rar, dar se întâmplă și de diasporă, pentru că avem și noi sărbătoarele noastre importante care sărbătorim acolo și anume acolo ne vedem mai des împreună. Nu ați avut temeri că veți fi înțeles de un public străin? Iarăși, să revenim pic înapoi, deci în anul 2001-2003 am activat pe vapoare de croazieră și anume publicul erau americani și canadieni. Cântând la țambal, am avut cel mai mare succes acolo. Pentru că ei sunt, în primul rând,
în general, în America de Nord, deci oamenii sunt dispuși la lucruri noi, să vadă lucruri noi, chiar sunt curioși, este foarte extraordinar de interesant să afle lucruri noi. Deci când am văzut Samba, le-a plăcut foarte mult. Tot timpul am avut succes și în America și în Canada cu instrumentul, deci aș spune invers, pentru europeni este ce obișnuit. Samba, ok, gypsy music, muzică țigănească, muzică rusească, învăț amel, cam așa asocierile este de fapt. Dar pentru americani este ceva, pentru canadieni este extrem de interesant și tot timpul l-au apărut. Unde faceți concerte cel mai des? La ce evenimente cântați? Deci eu primesc invitații la diferite evenimente. De exemplu, am cântat într-o operă clasică, a fost invitații la formație de muzică țigănească. Ceva extraordinar de original, asta a fost memorial. De exemplu, doamna aceasta a fost invitat, dar din păcate am refuzat invitația, a fost invitat la conservatorul din Toronto, să cânt cu țambalul, să prezint țambalul, să cânt muzică românească și jazz. Apropo de altfel, am fost anul trecut, ce s-a trecat două ori să merg acolo. În septembrie am un concert cu orchestră de muzică modernă. Sunt invitații de tot felul, cântăm absolut peste tot. Avem invitații și de la diaspora, noi mai cântăm pentru diaspora românească, pentru diaspora moldovenească din Montreal. Sunt invitații de tot gen, am cântat și la festivalul de jazz. Deci, suntem invitați, cum am mai spus, și de canadieni și de mai puțin, dar se mai întâmplă de publicul tot din România. De 4 ani sunteți stabilit în Montreal. Cum sunt canadienii? Ce ar avea moldovenii de învățat de la ei? Punctualitate, disciplină, cam astea ar fi. Probabil, în afară de asta, au absolut un alt nivel de cultură elementară, să spun. Ei sunt, am impresia că sunt mai, poate așa pare că sunt, parcă viața lor e mai bună, pentru că tot timpul zâmbesc, deci când vorbești, ei sunt tot timpul bine dispuși. Când, de exemplu, sunt de săptămână și în Chișinău și am sărat oameni, sunt, în realitate, sunt cam triști și îmi pare rău, pentru că ei merită mai mult. Dar acolo, deci, mă ajut, ce cred că calitățile lor ar fi asta, punctualitatea, disciplina și sunt tot timpul mereu deschiși către lucruri, să învețe lucruri noi. Tot timpul poți să te întrebi ceva, dacă poți să le povestești ceva nou, tot timpul să fii curios și să afli ceva nou. Ceea ce la moldoveni e... Ce cunosc ei despre Moldova? Despre Moldova cunosc foarte puțin. În primul rând, cred că cunosc că suntem o fostă țară din Imperiul Sovietic. Cred că asta e cea mai mult ce cunosc ei. Cunosc mai mult despre România, pentru că este o țară mai mare și mai multe poate personalități pe plan internațional, dar despre Moldova cam asta ar fi. Dar sunt oameni care iubesc poporul nostru și sunt la curent cu anumite vedete, și cunosc anumite vedete care putea apărea strane, dar sunt și așa. Dumneavoastră în Moldova, locuiți în Canada, dar unde vedeți viitorul copiilor dumneavoastră? Nu știu, noi suntem, eu sunt deschis, eu acum locuiesc în Canada, nu știu ce o să fie, 5 sau 10 ani. Eu sunt deschis către orice, pot să mă întorc și în Moldova, poate să fie casa mea și România, poate să fie, nu știu, și Franța, deci eu sunt, până când sunt deschis, dar certitudine pot să spun că în Moldova, până când lucrurile nu stau frumos. Cum aș fi vrut eu? Poate pentru unii e bine, dar eu am fost și în alte părți, pe alte mereaguri și am văzut că se poate și mai bine. Și încă n-am simțit asta aici. Eu sper că în viitor o să fie schimbări mai mari spre bine și atunci poate să fie și asta acasă cu copilul. Mai sunt totuși tineri care sunt pasionați de arta populară. Ce mesaj ați avea pentru dumneavoastră? Mesajul ar fi să continue ceea ce lor le place și
să creadă visul lor și atunci eu servesc lucruri foarte frumoase. Dar eu cred că acum este foarte dificil să cunoști doar popor în scopare, de fapt ceea ce fac și eu. Eu am participat la multe concursuri, festivale de muzică populară și am avut un relativ succes, dar nu m-am obiect la asta. Este muzica clasică care se cântă de sute de ani și așa nu s-a atins idealul și interpretării, deci trebuie acolo se poate de îndreptat energia. Muzica populară, asta nu se temă lui, nu trebuie să o cântăm, sunt de acord, trebuie să continuăm, dar trebuie și de mai învățat și altceva ca să devii mult în general dezvoltat. Plan muzical. Vă mulțumim, vă doresc succes!